Am călătorit mult cu trenul prin Rusia. Pornisem cu o săptămână în urmă din extremitatea estică a continentului asiatic spre cealaltă extremă vestică a continentului european. De la un capăt la altul al Rusiei mari, din Vladivostok, cu Transiberianul până la Moscova și de acolo în Veneția Nordului, la Sankt Petersburg. Țarul Petru cel Mare a fondat orașul în 1703, după ce a recucerit Ingria de la Suedia și l-a botezat cu numele sfântului său protector, Sfântul Petru. Prima construcție a fost o fortificație, cunoscută în zilele noastre ca fortăreața Sfinții Petru și Pavel, ridicată pe malul drept al Nevei, pe insula Iepurelui, la aproximativ 3 km de vărsarea acesteia în golful Finlandei din Marea Baltică. Mlaștinile au fost secate și orașul s-a întins în toate părțile. Dezvoltarea noii localități fiind făcută sub conducerea inginerilor germani invitați de țar în Rusia. Petru cel Mare a interzis construirea clădirilor din piatră pe tot întinsul Imperiului, cu excepția noii capitale, în felul acesta obligând toți meșterii pietrari să vină să lucreze în Sankt Petersburg. Dacă ajungeți vreodată la Sankt Petersburg, nu ratați ocazia de a face o plimbare noaptea cu vaporaș, să vedeți spectacolul ridicării podurilor. Râul Neva, cu multele lui canale, poduri și cheiuri din granit, dă orașului o notă aparte, de neconfundat. Imaginea maestuoasă a orașului este datorată și detaliilor arhitecturale variate. Bulevarde largi și drepte, spații vaste, grădini și parcuri, monumente și sculpturi. În spatele meu, Dvartsovskaya Ploshchad. Piața Palatului, Palatul de Iarnă, sediul Muzeului Ermitaj. Alături de mine, Nevski Prospect. Luminat, curat, frumos. Sună ca o invitație. Petersburg în sine sună ca o invitație. Sunt o mulțime de muzee și s-ar putea spune că este un oraș muzeu. Merită să-l vizitați, zi sau noapte. Este spectaculos, formidabil, inimaginabil. Sankt Petersburg este cunoscut ca un oraș al palatelor și probabil cel mai cunoscut dintre ele este Palatul de Iarnă, o clădire uriașă cu interioare de un lux orbitor, care este astăzi sediul Muzeului Ermitaj. Arhitectul Bartolomeo Rastrelli a mai proiectat multe palate în Sankt Petersburg când era deja arhitect șef al curții imperiale, dar prima sa clădire proiectată în Petersburg a fost sediul reședinței lui Dimitrie Cantemir, domnitorul moldovean aflat la curtea lui Petru cel Mare. Orașul, numit de unii scriitori fereastră către Europa, a fost până în 1918 capitala Imperiului Rus. Astăzi este cel de-al doilea oraș ca mărime al Rusiei și al patrulea oraș ca mărime al Europei. Un centru european de cultură extrem de important și totodată cel mai important port rusesc la Marea Baltică. Centrul istoric al Sankt Petersburgului, numit uneori și Muzeul în aer liber al neoclasicismului, a fost primul loc din patrimoniul rusesc înscris pe lista UNESCO a locurilor din patrimoniul mondial.
cea mai mare biserică, Catedrala Sfântul Isaac, construită între anii 1818-1858, sub îndrumarea arhitectului francez Auguste Monferrand, este un punct culminant al perioadei clasicismului în Rusia și deschizătoarea unor noi curente arhitecturale în Sankt Petersburg. Cupola sa, una dintre cele mai mari din lume, este principalul punct de reper din arhitectura orașului. Piața Palatului este dominată de un monument unic, coloana Alexandru, realizat dintr-o singură bucată de granit roșu de Finlanda, cea mai înaltă coloană de acest fel din lume, atât de bine montată încât nu are nevoie de niciun adaos la bază pentru a-i asigura stabilitatea. Aici, în piață, au loc numeroase serbări populare și parade militare și zilnic mii de turiști admiră și se bucură de măreția orașului. Amplasarea Sankt Petersburgului lângă Cercul Polar de Nord, la aceeași latitudine cu Helsinki, Stockholm și Oslo, nu are ca efect numai nopțile albe, ci și schimbările bruște de vreme. E 30 aprilie și la Petersburg ninge. Nu trebuie să fim supărați. Vremea e normală pentru această regiune. Și în afară de asta, Petersburg are o mulțime de muzee care merită vizitate. Galerii, galerii comerciale, galerii de modă, suveniruri, de toate. O altă biserică magnifică este Catedrala Kazan, în stilul Empire, situată pe Nevski Prospect, principala arteră a orașului, care este copiată după Bazilica Sfântul Petru de la Vatican. Niciun turist nu pierde ocazia să viziteze Biserica Mântuitorului Însângerat, un monument grandios, în stil vechi rusesc, care marchează locul în care a fost asasinat Alexandru al II-lea, țar al Rusiei. Desigur, fiind un oraș turistic, nu lipsesc magazinele de suveniruri, iar cele din zona centrală a orașului se mândresc cu faptul că vând numai produse autentice, meșteșugite cu măiestrie de artiști locali. Puteți admira și cumpăra tot felul de surprize și cred că găsiți un cadou potrivit pentru oricine din multitudinea de oferte a unui magazin cât de mic. Sunt celebre de acum icoanele pe lemn și cutiile din coajă de mesteacăn aduse din Siberia. Păpușile Matrioșca au azi reprezentări din cele mai diverse. Poți găsi o serie de personaje celebre din desene animate, dar și o serie de președinți numai puțin celebri, depinde doar cine pe cine înglobează în coaja subțire de lemn pictat.
la Sankt Petersburg sunt foarte căutate și bijuteriile din Chihlimbar, pentru că sunt realizate de bijutieri locali din Chihlimbar indigen. Și orice colecționar își poate completa orice fel de colecție cu figurine, cu insigne sau tricouri, dar cele mai căutate sunt păpușile cu cap de porțelan și ouăle tip Fabergé, atât de specifice Petersburgului. Prezența noastră la Sankt Petersburg a fost marcată de vernisajul expoziției culturale itinerante pe care am însoțit-o prin Rusia. Am expus lucrările românești de artă contemporană într-unul din muzeele celebre din oraș, Muzeul de Etnografie. Excelența sa, domnul Ion Bistreanu, consulul general al României la Sankt Petersburg, a fost alături de noi în organizarea și promovarea acestui eveniment. Au fost prezenți și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la Sankt Petersburg, artiști și studenți de la Facultatea de Artă și Design, critici de artă și specialiști. Какой портрет, какой пейзаж? Вот кто-то в профиле анфас. Dar cea mai interesantă și surprinzătoare a fost prezența studentelor de la Facultatea de Limbi Străine cu specialitatea de limbă română. După vernisaj, am fost oaspeții lor. Gazda noastră, Maria Râjova, profesoară de limba română. De aici începe istoria catedrei de limbi romanice. Aici sunt păstrate cele mai importante cărți care sunt legate de istoria catedrei noastre. Și trebuie să vă spun că anul acesta sărbătorim a 50-a aniversare de secția de limba română. Secția de limba română exista totdeauna. A existat și există acum, bineînțeles, și nu depinde de situațiile economice, politice, istorice și mai departe. Funcționează permanent. Îndrăznesc să vă ofer din partea UNESCO lucruri care o să vă placă și o să fie de foarte mare interes. Obiceiul tradițional din România. Vă mulțumim! După aceea niște scoarțe ține de etnografie și folclor, dar aveți posibilitatea și în limbă engleză, și română, și franceză. Iar este. Din partea Institutului Cultural Român, cu care noi am făcut această expediție, o altă limba a noastră, dar e vorba de limba română și este în franceză, niște CD-uri. Mulțumim frumos! Și dacă cumva o să păstrăm legătura, vă putem asigura din partea UNESCO și a Institutului Cultural că veți avea materiale în fiecare lună. Multe din monumentele, palatele și bisericile din oraș sau din apropierea Sankt Petersburgului au fost reclădite și restaurate. Spune-mi, de ce mă înțelegi când îți vorbesc românește? Te înțeleg pentru că fac studii la universitate și învăț limba română ca principală. Și acum mă bucur și eu foarte mult că ați venit aici la noi, că să putem să vă arătăm orașul nostru minunat. Și acum, în moment de față, ne aflăm în Țarskoe Selo din apropierea Sankt Petersburgului și suntem în Palatul Ecaterininski, palatul de țarina noastră, Ecaterina a II, în sala de bal. A fost o reședință de vară și țarii ruși au avut mai multe reședințe și cele de iarnă sunt în oraș și cele de vară în afara orașului.
Unde ne aflăm? Aflăm lângă camera de Kichlenbar. Ne aflăm în sala de recepție a lui Alexandru I și pe pereți puteți vedea portretul lui Alexandru și portretul țarinei Ecaterina a II. Acum ne aflăm în sufragerie verde. Sala aceasta, ca și altele sale ale muzeului, au suferit, mulțumesc, mult în timpul războiului și au fost reconstruite imediat după război. Istoria de Țarskoe Selo începe pe data de 24 iulie 1710, când Petru I a dăruit soției sale, Ecaterina Alexeievna, terenul acesta, unde în curând a apărut primul palat, numai cu un etaj, care a fost după aceea reconstruit de mai multe ori. Ați văzut o parte a palatului din Țarskoe Selo. V-a plăcut? Mi-a plăcut. Păcat că nu era vară sau nu știu, vreau să fie mai înflorit. Da, este frumos aici și e vară și toamnă cu frunzele aurii. Deci puteți să veniți, să mai veniți la noi când vreți. O să mai venim. Și vă așteptam la noi pe oaspeții din România. Te rog, îți mulțumim. Dacă vizitezi Palatul de Vară de la Țarskoe Selo, este obligatoriu să vezi și Marele Palat de la Peterhof, cu faimoasele sale fântâni în cascadă, care de această dată erau în renovare pentru a li se reda strălucirea de odinioară. Mă cheamă Galea și eu învăț limba română la universitate, la facultatea de limbă, de litere, de filologie. Am ales limba română pentru că a fost destul de interesant pentru mine că nu prea multă lume vorbește românește aici. Unde suntem aici? Că răsare soarele. Da. Aproape. Sau nu răsare, a răsărit de mult soarele, a ieșit din nori. Asta e palatul? Palatul se numește Petre Dvareț, palatul care a fost construit după porunca lui Petru I, dar și Elizaveta trăia aici și alți țări rusești. Alți țari? Mhm. Rămân celebre grădinile sale, asemănătoare celor de la Versailles. Ziua de 1 mai e sărbătorită cu fast în Rusia, dar, după cum o să vedeți în episodul următor, aceasta este doar o repetiție pentru 9 mai, ziua victoriei în Marele Război de Apărare a Patriei. Statuia ecvestră a lui Petru cel Mare, realizată de sculptorul Etienne Falconet la 1782, veghează de pe malurile Nevei la bunul mers al orașului. Orașul a serbat deja 300 de ani. A rămas frumos, e restaurat și operațiunile de restaurare continuă. Are de fiecare dată un aer de capitală, un aer deosebit, și-a păstrat linia arhitectonică și-a restaurat clădirile într-o formulă generoasă
și este plin de turiști. Sosiți din toate colțurile lumii, veniți în vizită sau la studii, milioane de vizitatori trec anual prin Sankt Petersburg și mai ales acum, când s-au cheltuit sume mari pentru restaurare și orașul are ce să arate. De câte ori o să veniți la Petersburg, veți avea ocazia să profitați de oferta turistică a sutelor de vaporașe care vă oferă plimbări pe brațele Nevei și pe canalele din Petersburg. Este într-adevăr o plimbare încântătoare. Locuitorii sunt mândri de frumusețea orașului lor, îl îngrijesc și îl prezintă cu dragoste. Chiar cu dragoste. Știu istoria fiecărei clădiri și o spun cu mare plăcere de fiecare dată. Haideți să facem o plimbare pe Neva și pe canalele din Petersburg. Cum v-am spus, peterburghezii sunt foarte mândri de cum arată azi orașul lor, dar și de istoria lui. Vorbesc cu respect despre Petru cel Mare, întemeietorul orașului și al Rusiei Mari, dar și despre rezistența eroică a locuitorilor săi în timpul asediului Leningradului din septembrie 1941 până în ianuarie 1944. 29 de luni în total, devenind astfel primul oraș sovietic care a fost decorat cu titlul de oraș erou. Unii istorici susțin că Stalin a întârziat în mod voit despresurarea orașului și a împiedicat evacuarea locuitorilor din dorința de a lăsa intelectualitatea leningrădeană să piară. Date din surse germane arată că Hitler a dispus ca orașul să fie ținut încercuit și să nu se dea atacul final pentru cucerirea lui, tocmai pentru uciderea tuturor locuitorilor prin înfometare și obținerea fără pierderi a bogățiilor acestui oraș simbol al Imperiului Rus și al Revoluției din Octombrie. Cele două ipoteze nu se exclud, ambele putând fi concomitent valabile. Războiul a adus mari distrugeri orașului și i-a ucis pe mulți dintre vechii locuitori ai Petersburgului. Dar orașul a fost reconstruit în deceniile ce au urmat, redându-i se înfățișarea de odinioară. Deși rolul clasei muncitoare a crescut în tot acest timp, Sankt Petersburg a rămas un centru al științei și culturii.